Noaptea mă grăbesc, să doresc ogni fulgere. Astăzi fac da-da-da, se mărită ea. Aule, dar era frumoasă melodia aia, mă, cu astăzi da, se mărită ea. Ridică-mă un pic, mă! Hai. Primele. Așa, mene, așa, seama mai noi. Baby? Da. Baby, ai auzit? Vezi? Bă, a rodit, mă, până la urmă. Bă, eu, mă, s-a întâmplat o chestie. Mă, deci, baby, deci baby. Da. În primul rând, în engleză, ok? Doi, of course. Of course. Doi, stă și o filmează peste tot prima vacanță. Bă, tu să zic că șeful la vaccinul o filmează pe... Asta mi se pare șmecherie. Păi eu cum ți-am zis că, uite așa. Mă, ții minte imaginea? Peștele. Ai băgat peștele, l-ai scos, a rămas osul. Am spus. Da. Așa se va întâmpla. Păi și... Foarte bine. Bă, bărbații. Mergem cu brazii vineri seara să o luăm pe Monica de acasă. Așa se face? Păi nu știi cum e ăla, că te duci cu brazii, cu lăutarii, cu acordioanele, cu tot, îi bați. Eu am stat la bloc, n-am avut onoarea să stau păi la casă. Păi și stau tot la bloc. Acum. Tot la bloc? Da, păi așa și fii atentă. Păi atenție, deci vreau să... Acolo unde sunt scurgerile, să bagă doi brazi. De-aia împodobiți și tot. Și vii cu lăutarii și tot și te să-i mireasa de acasă. Hai să învățăm ce să fac acum. Deci fii atent, domnul Gheorghiț. Ideea următoare. Deci Monica și-a făcut treaba, ați văzut. Nu știu eu. Eu cunosc de mult de tot. Eu v-am spus, nu scnei, pac. Care e superb. Cine nu vrea să fie împachetat de Monica Brădeu? Orice. Ok. Deci. Acum urmează darul de nuntă. Să nu greșiți, ca domnul purtător de cuvânt, Dolo Liberol, care a strâns o sutică. Nu există o sutică, ok? Da, există. Când vine o nuntă, obligatoriu strângi milioane. Iar acolo vine toată floarea din medicină. Îi iau milioane de euro. Toată lumea să doneze frumos câteva milioane în total. Îi învăț acum așa cum să faci. Pentru că trebuie să ne mutăm la curte. De la bloc? Nu, la vilă. Cum adică, după nuntă sunt tot la bloc? Pe omul ăsta la vilă înainte, dar a plecat la bloc. Păi, a plecat acum provizoriu. Așa. Provizoriu. Dar trebuie să ne mutăm, pentru că după aia începe populare dressing, încep cumpărăturile și ce trebuie. Cum am vorbit în emisiunea trecută. Deci, ca să avem bani pentru casă, ca așa, încă suntem cu declarații de avere și că ai vers pe perești, nu putem să scoatem de la saltea. Ca să avem bani pentru casă, mașini, ce mai trebuie, vacanțele, nu le așa, până se schimbă legile, trebuie să avem dar la nuntă. Așa că fac un apel să vă cunoașteți interesul, toți cei care mergeți la nuntă sâmbătă, și să dați frumos cum se dă. Pentru că trebuie să se adune o sumiță ca să poată să se acopere până se iese. Nu e scump la Palatul Snagov acolo? Păi e scump, tocmai de aia, ca să se dea darul ca lumea, ca să se acopere și nunta și casa și ce mai are nevoie Monica. Păi și câți invitați? Să aibă 10.000 ca Dinamo la meci? Sau e nuntă mare. Nuntă mare. Adică sunt sute. Asta așa. Păi și ce? Să dea fiecare cât? Hai să facem repede calculul. Păi hai. Dacă sunt 300. Așa. Păi dacă dă 1000 de... Cum 1000, mă? De familie, ei, sunt 500 de om, 300 ori 500, te faci de râs. Nu, mă, cum 1000? Pe cât 1000? Să dea? 5? 5? Da? De familie sau de om? Păi de familie, că nu dă și nevastă. De familie, da? Cel puțin 5, iar ăștia mari de pe sănătate și pe medicare și pe achiziții și pe alea, 50. 50? Păi aia Barosani? Păi cum dai? Și plebea 5. Păi da? Ți-a plăcut să faci și să ajuți în pandemie? Normal. Păi tocmai, deci... Păi de-aia suntem în viață, că a avut grijă omul de noi. Arată-mi că te-ai bucurat. De ce a fost atunci? Nu? Că da, uite acum unde, la ce nuntă ești. Arată, nu fi scârciți. Ce e o jumătate de mașină? Păi noi cred că de-aia nu ne-a chemat, că nu ne permitem. Te-ai gândit la treaba asta? Nu, eu nu dădeam nimic. Sau că suntem invidioși? Nu, mă, nu, eu n-avea de ce, că nu suntem prieteni de familie, dar pe tine chiar sunt surprinsă. De ce? Pentru că pur și simplu ai susținut această familie tânără. Absolut. De la început, alături de mine. Alături de tine? Nu a existat, doamnă și domnule, emisiune în care Dana să-mi fie invitată în ultima perioadă de când s-a înfiripat iubirea asta, să nu susținem. Dar o să-ți aflu exact cine a venit din presă, ca da? Să știm cum stăm. Da? Cum să nu aflu? Am 50-60 de invitații. Aflăm și pe aia care... din medicină? Am știut toți invitații. Doamnelor, domnilor, data viitoare îi dăm în gât pe toți care au fost și s-au simțit bine la
întemeierea tinerei familii. Mulțumesc mult, Dana, că ai fost alături de noi în această seară. Vă mulțumesc, domnule și domnule, vă las cu Luminița Marinescu. Bună seara, Luminița Părinte, invitat Monica Bănoa de la nuntă. Bună seara, Victor, evident că nu m-ai invitat, deși am mers la câteva petreceri, să zicem, împreună. Continuăm știrile, ediție specială a știrilor, imagini în premieră, ploaie de rachete asupra Israelului, momente de panică, o româncă ascunsă în buncăr, sunt mărturii cutremurătoare, vedem primele reacții la nivel înalt după escaladarea conflictului. Avem și imagini cu filmul complet al măcelului, cu 6 morți și mai mulți răniți. Pe de altă parte, litoralul sub ape, inundații după furtunile de cod roșu, prognoza refăcută pe toată săptămâna. Urmărim și arestarea avocatului care și-a bătut iubita cu bestialitate, dar și tragedie în capitală. Pietonul lovit mortal de tramvai și, ca șocant, soți călcați intenționat cu mașina după scandalul cu vecinii. Toate aceste informații, dar și altele la fix. Vă aștept!